să stăm împreună la masa Lui, o sărbătoare deosebită, o sărbătoare care ar trebui să producă bucurie în inima oricărui credincios, în inima oricărui copil al lui Dumnezeu și o sărbătoare care ar trebui ca să fie un moment de cercetare, nu doar pentru cei credincioși, nu doar pentru cei care se cunosc ca și copii ai Lui, dar și pentru cei care nu au o relație cu Domnul Iisus Hristos, pentru cei care nu sunt mântuiți prin sângele Lui, aceste simboluri minunate sunt lăsate ca și o pictură vie, ca și un mesaj transmis de fiecare dată în mod deosebit când Biserica lui Hristos se strânge la oaltă să comemoreze moartea și învierea Lui, să comemoreze trupul și sângele Lui. Este o bucurie deosebită pentru cei care participă și un semnal de alarmă extraordinar pentru cei care nu participă. Indică o separare care se va întâmpla în mod permanent la masa Domnului cea finală, când mirele nostru va veni în slavă și își va lua mireasa. Sunt unii care vor participa și sunt alții care nu vor mai participa și nu vor mai putea participa vreodată. Așa că trebuie să profităm de fiecare dată de această bucurie extraordinară și trebuie ca să profităm de fiecare dată de această oportunitate de a vesti acest mesaj extraordinar. Dar de multe ori, atunci când venim la biserică și atunci când venim la cina Domnului, nu venim întotdeauna bucuroși. De multe ori venim mâhniți, de multe ori venim obosiți, de multe ori venim apăsați, de multe ori venim într-un fel de depresie spirituală și psalmii în multe rânduri ne prezintă leac pentru această stare. David mai ales, care a trecut prin multe sezoane de depresie, de mâhnire, de încercări, s-a confruntat cu această stare și el deseori scrie despre aceste lucruri și Psalmul 42 este un exemplar fenomenal în care David este prezentat de sine într-o stare mâhnită, într-o stare de apăsare, într-o stare de durere, într-o stare în care sufletul lui suferă. Și dacă ar fi ca să vă întreb care dintre voi vă regăsiți în această stare, cred că toți ați spune că vă regăsiți măcar parțial, alții poate într-o egală măsură cu ceea ce prezintă psalmistul. El se prezintă pe sine într-o stare mâhnită, într-o stare apăsată. În versetul 11, de exemplu, spune: pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? De ce era David mâhnit? De ce era sufletul său apăsat? Într-adevăr, de multe ori acest psalm este prezentat ca și un apel general de a căuta pe Domnul, ca și un apel general de te apropia de Domnul, dar David avea un motiv foarte specific pentru care era mâhnit. David ne prezintă faptul că mâhnirea lui are o cauză specifică. Există un lips în viața lui, fără care el nu poate fi fericit. Priviți ce zice psalmistul: mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa Domnului, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Există o bucurie specială care Dumnezeu ne-a lăsat-o de a ne închina în mod corporativ. Există o binecuvântare specială atunci când ești în mijlocul fraților tăi și ridici glasul împreună ca să-L lauzi pe Domnul. Este minunat când îl lăudăm în familiile noastre, este minunat când îl lăudăm singuri, pe mașină, mergând pe drum, când ne rugăm Domnului, când îi cântăm Domnului, dar este ceva de-a dreptul deosebit atunci când putem ca să venim la oaltă, ca și trupul lui unit și să cântăm și să ne închinăm Domnului. Și David este mâhnit pentru că este lipsit de această închinare. Este lipsit de această închinare deosebită și de această binecuvântare deosebită. Nu știu dacă ați considerat lucrul acesta, dar ceea ce se întâmplă în mijlocul nostru, sau ceea ce ar trebui să se întâmple în mijlocul nostru, în fiecare duminică, nu este ceva obișnuit.
Este un fenomen de adevărat unic. Este o binecuvântare de adevărată unică care Dumnezeu o revarsă peste pământ. Este un instrument al Harului Dumnezeu care nu poate fi întâmpinat altundeva. Autorul către evrei, de exemplu, vorbește despre expunerea la această închinare corporativă, la această lucrare a bisericii și o numește echivalentul cu a gusta din lucrarea Duhului Sfânt, cu a gusta din bunătatea lui Dumnezeu. Cei care sunt expuși și cei care participă la închinarea corporativă a bisericii au parte de o binecuvântare deosebită. Iar David din pricina circumstanțelor, era lipsit de această bucurie. David era prigonit de dușmanii săi, viața lui era amenințată și el nu putea să meargă la închinare. Apropo, cred că ne prezintă singurul motiv pentru care ar trebui ca să ne lipsim de închinarea corporativă și anume viața noastră este amenințată. Fie că dușmanul ne va omorâ dacă ne prezentăm și atunci poate că ar trebui să riscăm. Fie că avem o problemă medicală și realmente nu putem, trupul nu este abil. Dar în afară de asta, nimic nu l-ar fi putut ținea pe David ca să fie prezent la închinarea poporului în fața lui Dumnezeu. Închinarea publică, închinarea împreună cu alții este un element esențial pentru o viață împlinită. Suntem făpturi care am fost creați să ne închinăm și suntem făpturi care am fost creați să ne închinăm împreună cu alții. Pentru că bucuria noastră se amplifică atunci când ne închinăm împreună cu alții. La fel cum un film este mai interesant când te duci cu niște prieteni. La fel cum o operă de artă este mai frumoasă când o admiri cu cineva drag. La fel cum o mâncare este mai gustoasă când o mânci împreună cu soția ta. Nimic nu are același farmec când o faci singur, când beneficiezi singur de o binecuvântare. Și toți oamenii, să nu ne păcălim, toți oamenii au fost creați să se închine și toți oamenii se închină. Toți oamenii își aduc jertfa lor la un altar. Unii aduc jertfa lor la altarul banilor, alții la altarul artei, alții la altarul plăcerii. Dar și aceea vedem că deseori și de cel mai multe ori caută să se închină împreună cu alți oameni. Bețivilor nu le place să bea singuri. Când treci pe lângă o crâjmă, e plină de alți bețivi. N-ar putea să-și cumpere băutură și să îmbete acasă? Ba da. Dar le place să se închine Dumnezeului lor împreună. Fanilor de artă, care se duc și stau la rând. Dacă te duci astăzi în Cluj, sunt tot felul de expoziții din astea interesante de artă. Unele dintre ele chiar interesante și merită văzute. Și sunt oameni care stau la rând. Una dintre colegiile noastre de la Cluj, împreună cu niște prieteni, a organizat o asemenea expoziție în care într-o cameră de 3x3 metri erau niște cântăreți de operă și era o coadă dincolo, așa, după bloc, la Cluj, ca să intre unul către unul câte 30 de secunde în cameră și cântăreții aceia să-ți cânte ție ce vor ei. Să uitau la fața ta și cântau ceva. Și oamenii stăteau la rând să meargă să simtă senzația aceasta și ieșeau din cameră și ziceau: măi, așa o piesă potrivită pentru starea mea. Am observat rezonanța camerei. La un moment dat inventau lucruri. De ce? Pentru că pentru ei esteticul, frumosul, melodiosul este felul în care simt ei că se închină. Sufletul lor este împlinit. Și vroiau să facă împreună cu alți oameni. De aceea stăteau la rând cu ei ca să experimenteze, ca să poată să discute după aia. Tu ce ai simțit? Tu ce ai auzit? Suntem făpturi care au fost create de Dumnezeu să se închine. Suntem făpturi care trebuie să ne închinăm împreună. Suntem făpturi care nu putem fi împlinite fără o viață de închinare corporativă. Și David, fiind pe fugă și amenințat de vrășmașii lui, apăsat de probleme și de amenințări, este marcat de o mâhnire, dar nu din cauza problemelor în mod principal, nu din cauza că este în exil, nu din cauza că este amenințat și viața lui este în pericol, ci sufletul lui este mâhnit și este apăsat pentru că este lipsit de închinarea împreună cu poporul lui Dumnezeu. Celelalte lucruri sunt doar tangențiale pentru el în acest moment, celelalte lucruri sunt doar
cauze secundare și David descrie starea lui din cauza acestui lips. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Ce imagine extraordinară ne prezintă David. Să știți că setea este o suferință cu mult superioară față de foame. Dacă foamea se poate gestiona, chiar dacă te duci o zi, două, trei, patru fără mâncare, până la urmă o poți gestiona, poți ca să-ți spui, știi, lasă că nu mi-e chiar așa de foame. Când ajungi în starea aceea de sete, de deshidratare, în buze ți sunt uscate, ai da orice pentru un pahar de apă. Ai face orice ca să ai ceva, să-ți tâmperi setea. Și David descrie această sete a lui și nu este doar o sete abstractă după prezența lui Dumnezeu. El însetează după o părtășie anume cu Dumnezeu. El spune în felul următor, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Păi David, nu te poți arăta înaintea lui Dumnezeu oricum, oriunde? Nu poți tu acolo unde ești, în cămăruța ta, în peștera ta? Cu siguranță că poți, dar David caută o închinare corporativă, o închinare la oaltă cu alți credincioși. Și compară această închinare și dorința acestei închinări după ca o sete, ca un cerb care caută izvorul de apă. N-am simțit vreodată o asemenea sete, dar am văzut oameni care au simțit-o. Odată într-o vară am început ca să fac plimbări așa mai lungi, să mă antrenez să fac plimbări din ce în ce mai lungi și am început cu o plimbare de 5 km, după aia de 10 km, după aia de 15 km și la un moment dat sora mea, văzând performanțele mele, a zis, măi, dacă el poate și eu pot. Ne ținând cont de faptul că eu deja aveam ceva antrenament, n-am început direct cu o călătorie foarte lungă, a zis, când te duci la următoarea plimbare? Și am zis, mâine. Și până unde te duci? Am zis, mă duc de acasă, de la mine, până la Timi, la fratele nostru. Câți kilometri? 22 de kilometri. Vin și eu. Dacă tu poți și eu pot. Nu, asta e cam regula. Dacă altul poate și noi putem. Și am pornit la călătorie, ne-am pus fiecare câte o sticlă de apă, dar o sticlă de apă la 22 de kilometri nu este suficient. Deci dacă vreți să faceți o asemenea excursie, aveți nevoie de un rucsac de apă sau cel puțin să puteți să vă opriți. În România este foarte bine când faci asemenea plimbări, că oricând poți bate la o poartă și intri în curte și cer niște apă de la fântână. În America nu sunt porți, pentru că lumea nu are garduri și așa, dar nici n-are rost să bați la ușă, că nu deschide nimeni. Și după vreo 15-16 km, nici nu știu cât, era un soare arzător, am și traversat așa o zonă care era în construcție, nu erau clădiri terminate, nu erau restaurante, nu erau magazine. Dina era terminată. Ca și bietul om care se află rătăcit în deșert, deja se vedea pe fața ei, se punea jos la pământ, nu se mai putea ridica. Eram cumva pe gânduri dacă ar trebui să chem o salvare. Și la un moment dat, la o distanță oarecare, vedem așa pe orizont un McDonald's. Nu ne era foame, deși n-am fost mâncat de aceea, dar ne era sete la amândoi. Eu încă, având un pic de antrenament, nu mi era chiar așa de sete, dar ea când a văzut McDonald's, era ca și un miraj așa în deșert. Nici n-am mai zis nimic, nici nu m-am întrebat. Dintr-o dată am văzut că se ia la fugă și fuge către acest restaurant și eu m-am luat și eu după ea, nu chiar la fugă, dar în pas așa mai alert. Și când a izbucnit în restaurant, a mers direct la automatul acela, la dozatorul acela de sucuri. A luat un pahar și a început să-și pună apă cu gheață și nici n-a întrebat dacă poate, nu și-a cerut voie, nu. Am intrat și eu după ea și angajații se uitau speriați la noi, am zis, stați numai un pic, nu-i problemă, o să vă plătim, o să facem consumație. Dar până la urmă am stat la masă și am băut apă. Am băut apă cu gheață până ne-am săturat și am prins curaj ca să ieșim înapoi în soarele arzător. Este ceva fantastic să fii realmente însetat până acolo încât tânjești după apă, încât ești gata să alergi după orice sursă de apă care o vezi pe orizont. Și este asemenea sete care o descrie David. Este setea aceea în care știi că dacă nu ajungi la un izvor de apă, în curând vei muri. Este această sete care este produsă în viața lui din cauza că el nu se poate închina împreună cu alți credincioși.
Din cauza că este lipsit de închinarea aceasta specială, de închinarea aceasta pentru a fi împreună cu alții înaintea lui Dumnezeu. În alte cuvinte, David întreabă, când voi putea merge din nou cu frații mei la biserică? Asta e întrebarea lui. Asta e dorința lui. Să meargă să se închine cu frații lui, la adunarea Domnului, la adunarea copiilor săi. Vedeți cum ziceam, sufletul nostru a fost creat să fie în comuniune. Să fie în comuniune cu Dumnezeu și să fie în comuniune cu alți copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu a instaurat regula aceasta când l-a creat pe om. Dumnezeu îl creează pe Adam în grădina Edenului, într-o atmosferă perfectă, desăvârșită, și este Dumnezeu, nu Adam, care vine și spune nu este bine pentru om să fie singur. Este nevoie ca să fie altul ca și el. Este nevoie ca să împărtășească această frumusețe. Este nevoie ca să împărtășească această chemare de a avea grijă de grădină. Este nevoie pentru om să împărtășească acea bucurie de a umbla împreună cu Dumnezeu, cu încă cineva. Și Dumnezeu creează pentru Adam pe Eva și instaurează prima căsătorie și prima biserică. Doi oameni în comuniune care se închinau înaintea lui Dumnezeu. Prima biserică n-a sfârșit foarte bine, că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au fost izgoniți din grădina Edenului. Dar de atunci, din acel moment, omul caută comuniune cu alți oameni și împreună cu alții comuniune cu Dumnezeu. Este tiparul care Dumnezeu l-a lăsat prin creație pentru om. Este Dumnezeu care a pus în noi această dorință de a ne închina Lui și este dorința de a ne închina împreună cu alții. De aceea cina Domnului nu poate fi luat singur. Pentru că mesajul ei este una de unitate, este una de comuniune, este una de a fi mădulare în același trup. De aceea închinarea care se petrece și se produce duminică dimineața, duminică seara, miercuri seara împreună cu copiii Domnului nu poate fi experimentată singur altundeva. Iar durerea credinciosului adevărat atunci când este lipsit de închinarea cu frații săi înaintea Dumnezeului adevărat este groaznică. Durerea când credinciosul nu poate să participe este adâncă și profundă. Și mulți astăzi nu simt setea aceasta. Mulți astăzi nu simt durerea aceasta, pentru că mulți probabil nu au gustat vreodată bunătatea adevăratei închinări. Este exact ca și acel izvor bun și rece, cristalin, într-o zi de caniculă. Nu uiți niciodată cât de bună a fost apa, cât de înviorat ai fost. Acele simțuri, acele experiențe de a gusta din izvorul acela rece de munte într-o zi caldă, rămân cu tine și povestești prietenilor tăi. Rețin din viața mea experiența aceea de a urca din jac, dacă urci până sus la cetate, trebuie să urci pomătul. Și este mult de urcat. Odată, când eram mici, Timi, fratele meu, m-a păcălit ca să-l căr în spate până sus. S-a tot plâns să vină cu noi și la câțiva pași, că după ce pleci de la unde stau socrii, începe imediat un urcuș, te duci un pic de loc drept așa, dar la un moment dat e deal, ai de urcat până sus la cetate. Romanii erau strategi foarte buni, puneau cetățile întotdeauna sus ca să aibă o perspectivă 360 de grade, ca să nu fie atacați. Deci de obicei cetățile s-ar fi în vârf de munte și el fiind fratele meu mai mic, responsabilitatea mea, am cedat sentimental, că s-a tot rugat să venim cu noi. Vezi, asta nu e bine ca să gândești sentimental, e bine să gândești logic. Și la un scurt timp a zis, eu nu mai pot. Cum nu mai poți? Nu mai pot. Să las singur să întoarc acasă, nu puteam. Și l-am urcat pe umeri și l-am urcat până sus. Sus, pe pământ, este un izvor din care se alimentează și pentru vaci și așa mai departe, dar este un izvor foarte bun de apă rece și sentimentul de a ajunge la izvor după ce ai cărat pe fratele tău în spate și să bei din apa aceea, vă spun că nu este apă mai bună îmbuteliată nicăieri. Nu Dorna, nu Aquafina, nu știu ce mărci de apă sunt. Apa aceea de izvor după o zi caldă, de sete și de durere, este cea mai bună apă și o ții minte toată viața ta. Când guști din adevărata închinare împreună cu oameni credincioși, când guști bucuria,
când vezi vindecarea sufletului care se produce, este imposibil să nu tânjești după ea. Este imposibil ca să nu-ți dorești ca să revii săptămână după săptămână la acea închinare și la acel izvor. Vedeți, David ne spune că până la urmă, în mod ultim, cauza suferinței lui este una lăuntrică. Este o problemă lăuntrică a sufletului său. Dar, într-adevăr, el identifică dușmanii săi care îl amenință, dușmanii săi care îl hulesc, care își bat joc de el și zic, unde este Dumnezeul tău? Ne tot vorbești despre Dumnezeul tău, dar uită, nici măcar nu te poți duce să te închini. Nici măcar nu ești liber ca să te închini lui. Dar în mod ultim, David, în mod corect, identifică sursa suferinței lui și mâhnirii lui ca fiind una lăuntrică. Vedeți, el spune, pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? El vizează în mod corect problema lăuntrică și David confruntă această mâhnire care se produce într-un fel legitim, pentru că are acest lips foarte mare, confruntă această mâhnire și suferință din viața lui în două feluri. Și prin aceste două feluri ne dă și nouă lecții de viață pentru felul în care noi trebuie ca să confruntăm mâhnirea și suferința din viața noastră. Prima cheie care ne dă David. David vorbește cu sine. David vorbește cu sine. Nu vorbește singur, ca și nebunii, dar vorbește cu sine. David înțelege că este bine să vorbești cu tine însuși. Priviți, pentru ce te mâhnești suflete? Cui vorbește David? Lui. El discută cu sine și gem în lăuntrul tău. Să știți că toți o facem, oricât de mult am vrea să spunem că nu, noi suntem normali, toți o facem. De fapt, psihologii ne spun că 95% din adulți vorbesc cu sine. Unii mai des, alții mai puțin des, unii când sunt singuri, alții când sunt în public, dar este ceva total normal. Dacă priviți la un copil mic, copiii mici, din momentul în care pot vorbi, vorbesc cu sine tot timpul. Când se joacă, eu mă uit de multe ori la Casey și la Evie și sunt multe momente în care ele se joacă în aceeași cameră, singure, și vorbesc cu sine, nu una cu alta. Casey vorbește ea de capul ei, Evie vorbește ea de capul ei și ambele sunt foarte fericite. Da? Este ceva total normal, este un mod de comunicare aparte care este esențial în viața omului încă din copilărie. Problema este că noi, de multe ori, nu vorbim cu noi înșine și ne ascultăm. Noi nu ne vorbim, ci ne ascultăm. Martin Lloyd-Jones spunea, ai realizat că cea mai multă nefericire din viața ta provine din faptul că te asculți pe tine mai mult decât îți vorbești? Ai realizat că cea mai multă mâhnire, cea mai multă durere, cea mai multă supărare din viața ta este produsă de faptul că te asculți prea mult și îți vorbești prea puțin. Ce vrea să spună Martin Lloyd-Jones? Gândește-te la acele gânduri și la acele momente care îți apar atunci când treci printr-un necaz sau o nemulțumire. Ele apar dintr-o dată. Te trezești dimineață, da, în mijlocul necazului și încep gândurile. De unde vin vorbele acelea? Care le auzi? Că le auzi, nu? De la tine. Sunt a tale. Lumea zice, oh, satana, a venit satana. Nu, satana, lasă, nu. Nu. Prea mult punem în cârca satanei. Satana este unul singur și nu este omniprezent. Așa că dacă tu te-ai trezit dimineața cu tot felul de prostii în cap, sunt prostiile tale, nu a satanei. Satale. Și tu ce faci? Cu gândurile acestea tale, cu vorbele care le auzi, care de obicei sunt negative. Tu le asculți. Te trezești din pat, te scoli, te speli și iar încep. În drum spre servici pe mașină. Na. S-a trebuit ca să-l ajuți pe nu știu care. Uite ce ai pățit. Uite acum cum ți-o dat țeapă. Nu? Dacă te-am vorbit de țepe dimineață. Uite care ți-e răsplată. Ai vrut să faci pe pocăitul, ha? Da? Și tu asculți. Cine-ți vorbește? Tu-ți vorbești. Cine ascultă? Tu asculți, da? Ajungi să termină ziua, deja ți-ai vorbit atât și te-ai ascultat în prostie.
Și ajungi acasă și ești mâhnit. Și ești supărat. Și în sfârșit îți vorbește altcineva în afară de tine, îți vorbește nevastă și ceva, atunci a răspuns. Știi ce? Lasă-mă în pace că m-am săturat de tine. Toată ziua nu m-am bazat la cap. Păi, dragă, dar acum ai intrat în casă. Ești nervos pe tine. Tu ți-ai vorbit ție toată ziua, tot felul de prostii și te-ai ascultat. Și când ai intrat în contact cu prima persoană care te-a abordat, ripostezi. Da? Păi nu te bate pe tine. Deși ar fi și asta o practică. Sunt unii care o practică, așa, autodisciplina asta, unde se biciuiesc pe sine. Ce face David? Ce a făcut David? În loc ca să asculte de gândurile acestea care vin și de vorbele acestea negative, David vorbește el sufletului său. Pentru ce te mângnești, suflete, și gem în lăuntrul meu? Și acum, interesant, nici măcar nu așteaptă răspunsul. Să zică, bun, acum hai să mă ascult, ce părere a sufletul meu? Nici vorbă, nici nu-i dă șansa să comenteze. Și îi spune direct, imperativ, nădăjduiește în Dumnezeu. Da? Și ca și o predică bine structurată, imperativul are o temelie, are un suport. Căci, iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Problema noastră este că ascultăm prea mult ceea ce spune sufletul nostru și vorbim prea puțin. Îl lăsăm ca el să ne influențeze gândirea noastră, sentimentele noastre și nu-i spunem noi. Eu câteodată când discut cu Anca, sau mai bine discut termeni de predicator pentru ceartă. Când predicatorii spun, am avut o discuție cu soția, înseamnă că ne-am certat. Dar nu vor ca să spune pe față că totuși, ca să spui în fața bisericii că te-ai certat cu soția, nu merge. Adică trebuie să fii totuși om duhovnicesc. Dar și predicatorii și păstorii se ceartă cu soțiile. Cei care spun că nu se ceartă cu soțiile lor sunt niște mincinoși și ar trebui demiși din funcție. Că nu vrei asemenea oameni, nu poți avea încredere în ei. Da? Orice om se ceartă cu soția. Problema îi... cât de des, cum rezolvă problema, cum gestionează și dacă se maturizează prin lucrurile respective. Când avem un conflict și rezolvăm conflictul, adică ajungem la momentul în care e rezolvat, ne-am iertat, ia câteodată, și profit că nu este aici, sper să nu-i spune, sper să nu urmărească înregistrarea, ia câteodată rămâne totuși așa pentru un timp, așa, probabil că toate femeile sunt așa, rămâne mâhnită. Și zic, un drag de... Nu mai fi supărat, am terminat, am rezolvat problema. Și ea zice, dar ce vrei să fac? Să-mi poruncesc să fiu fericită? Și eu zic, da, exact. Hotărăște-te și spune ține, fii fericit. Să știți că se poate. David ne arată că se poate. Poți să vorbești cu tine și să te antrenezi, să-ți spui cum să fii, să te înveți, să-ți dai imperative. Și să nu lași ca sinele să-ți dicteze ție sentimentele, emoțiile, dispoziția. Ci tu să-ți dictezi ție, da? Pare paradoxal. Dar nu este. David ne arată că putem să ne vorbim și putem ca să ne dăm imperative prin care să ne reglăm dispoziția noastră. Când vrem să ne convingem că toate lucrurile sunt rele, că toate lucrurile merg prost, că nu mai există scăpare... Avem opțiunea să ascultăm sau avem opțiunea să ne vorbim și să spunem nu. Dumnezeu este mântuirea mea. Dumnezeu este bucuria mea. Dumnezeu este împlinirea mea. Al doilea rând, David ne arată că un alt element important este nu doar ca să vorbești cu sine, sau mai bine spun să-ți vorbești, ci să vorbești cu Dumnezeu. Să vorbești cu Dumnezeu. Și adevărul e că atunci când avem necazuri, mai mult timp petrecem ascultându-ne pe sine și vorbind cu alții decât vorbind cu Dumnezeu. Noi cam așa facem. Ne ascultăm toată ziua și după aia căutăm un prieten să-i spunem lui tot ce am descoperit în ziua aceea. Mai hai să-ți spun cât de necăjit îs și cât de supărat îs și cât de rău îmi merge și cât... Wow, ce ne place să ne descărcăm. Și dacă contabilizăm cât ne-am ascultat pe noi într-o zi și cât ne-am plâns la alții, comparat cu cât am vorbit cu Dumnezeu, vom vedea că este ordin de magnitud mai mare. Adică vorbim cu noi sau ne ascultăm pe noi și vorbim cu prietenii de 100 sau de 1000 de ori mai mult decât îi vorbim lui Dumnezeu. Și după aia ne întrebăm de ce nu se schimbă nimic. De ce nu ne simțim mai bine. Ce poate face prietenul tău să-ți rezolve problema până la urmă? Ce poate face?
Ce putință are el să rezolve problema? Fie ea spirituală, fie ea de altă natură. Ce poate face Dumnezeu ca să-ți rezolve problema? Un singur cuvânt din gura lui Dumnezeu și orice problemă spirituală lăuntrica ta sau orice problemă reală, fizică, se rezolvă. Și totuși, cu Dumnezeu vorbim cel mai puțin. Cu prietenii vorbim mult, cu noi înșine vorbim și mai mult. Uitați ce zice David. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc. De aceea la tine mă gândesc. Din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar, la tine mă gândesc. David, după ce vorbește cu sine, îndreaptă gândul său către Dumnezeu și spune lui Dumnezeu durerea sa. Spune lui Dumnezeu apăsarea lui și cere îndurare de la Dumnezeu. Când vin gândurile negative, când vin momentele în care suntem apăsați, când vin momentele grele, nu tăcea înaintea lor, nu asculta, răspunde-le, ripostează prin cuvântul lui Dumnezeu față de tine însuși și îndreaptă-le spre Dumnezeu. Vorbește cu Dumnezeu, spune-i lui durerea ta și cere îndurare din mâna lui. Și în al treilea rând, adaug eu ca și un sfat, pentru că cred că David este în acest spirit, aleargă la părtășia cu frații tăi, care David o tânja așa de puternic. Aleargă la unitatea trupului, unde trupul bine închegat își primește creșterea prin ceea ce dă fiecare. Aleargă la părtășia în închinare, care este deosebită și specială, care Dumnezeu a rânduit-o încă din creație, pentru ca omul să nu fie singur și să fie un închinător al Dumnezeului adevărat împreună. Aleargă la cina Domnului, unde poți fi reamintit că împreună cu frații tăi ai fost răscumpărat din groapa pierzării. Ai fost ridicat din mocirile, ai fost spălat în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și orice necaz și orice suferință este palidă înaintea bucuriei care ne așteaptă în veșnicie și care este garantată prin jertfa sa. Amin? Amin. Amin.